scuzați-mi. Cam așa e telefonul meu astăzi. Trepiedul, sau cum să-i spun. Așa. Sunt într-o parte, dar tot eu sunt, cu altă culoare. Bun, haideți să-mi fac un pic aici curaj să intru în bucătărie. Că da, este un haos cu hâmare. Nu știu care cât sunteți pe aici. Intrați voi dacă vreți. Eu am aici o mică treabă vărsată de Otilia. Bună, bună, bună! Haideți că am revenit. Nu sunt în forma mea cea mai bună, dar încerc să fiu. Pe când un vlog, nu știu, că n-am material încă. Te dor de mine? Ceau, Valentin, bună, 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 Valentin, bună. Da, stați așa că am haos total. Am o chiuvetă plină cu vase, dar nu mai îmi pasă. Eu trebuie să mă mișc de data asta să fac mâncare. Și da, aici am și cumpărături, mi s-a rupt și dulapul. Nu s-a rupt. Am vrut eu să fiu, imediat vă spun, am vrut să fiu eu gospodină și să înfiletez acolo un șurub ca să-l așez. Și așa de tare l-am desfiletat că mi-a căzut ușa la dulap. Și nu i-am mai zis soțului aseară. Bine, nu făcea nimic, ca să nu credeți. Dar nu i-am mai spus și am zis că-l fac eu azi. N-a ieșit. Nu m-a descurcat. Da, exact. Bun. Aici am niște cumpărături. Vreau să le pun înapoi și ia uitați ce am găsit la Otilia. Suzete. Dar nu vă gândiți suzete normale. Suzete cu ceva mentosan în vârf. Nu e bomboană. Două le-a rânțăit, astea te le dau la știuție, mă bineînțeles că o să vrea. Cam așa sunt. Așa? Cumva să stea și acolo cu minte, să tacă, știi? Deci, voi, mamicilor, am plecat de genunchi să mă duc afară, dar până una alta, covrigul Otiliei, am luat banane, am luat pere și lămâie. Mă apuc din nou de slăbit. De slăbit, o dietă așa de dimineață, ceva, pe stomacul gol să beau. Bun, haideți, ce vreau să fac de mâncare? Eu vreau să fac de mâncare astăzi, cel famie. Am luat, bine, aici nu e camerunia, că nu credeți, dovlecelul. Ah, și am mai luat ceva la Otilia. Mă, nu e aici. Cred că vedeți voi, capac din acesta de pus pe toaletă. Este cu Peppa Pig, bineînțeles, preferatul ei. Că mai nou, asta nu e Peppa comandă în casă. Peppa e șefă cu perioada asta. Cine a mai intrat? Și vreau să fac, cum vă spuneam, două recepte pane. Să fac ceva nesănătos. N-am mai mâncat de foarte mult timp, dar chiar de foarte mult timp. Cum îi spune? Că nu vine acum. Salată de cartofi și vreau cu ceapă verde și cu maioneză să fac, să pun cartofii la fiert și ce mai vreau să fac acum și ceapă verde să pun în salata aceea că fata mare nu iubește ceapa normală și atunci am luat ceapă verde să mănânce pe ceapă. Am luat un castravete 99 de cent. Am găsit spanacul ăsta la reducere deși e întreg, dar o să-l fac cu mixerul, cu blenderul, cu ce vedem și am luat doi avocado, dar încă nu sunt copți, așa că îi mai las să se înmoaie puțin. Mi-am luat soluția noastră magică. Bună, Flori, bună, bună, bună. Fără asta, noi mâncăm cartofi fierți în coajă, curățăm și punem. Pe cartofi și mâncăm. Până și Otilia. Sau mai mâncăm cu ulei de dovleac. Da, m-am obțit roșcată. Nu știu cât se vede. Așa. Nu știu, vă place, nu vă place? Mă arată mai bine, parcă. Decât portocaliul ăla, muștariul ăla, pentru că eram în ton cu mobila. Mă rog, mă mișc, încerc să mă mișc de repede, pot ca Otilia să nu se trezească. Valentin, te salută, Flori. Așa. Și ouă.
doamnelor și domnilor, 3 euro, 10 euro, 3 euro, 59. Pentru că e mărimea M-cică. Mărimea S nu vede în caselul ăla. Să fac ceva eu pe ouăle lor, înainte să le cumpăr. Pentru că, da, v-am spus că Pepa este la noi. Am dat 1,99 €. Otilia și-a dorit-o, a văzut-o pe raft acolo, a plâns, zic, hai să o iau pe Pepa. Mama e de Pepa asta și mâine. Și am luat Vigantol. Ce credeți? Nu mai avem Vigantol picături, decât tablete. Așa că o să le sfărăm tabletele, să-i dau continuare, că am făcut o pauză îndelungată de Vigantol, pentru că, da, nu mai aveam acasă și după aia am zis să o las în pace, dar îi dau și la noi 5 euro, 30 de ouă. La voi 5 euro, 30 de ouă, la noi 10 ouă sunt 3 euro și ceva. Sau ce am zis, nu știu. Bun, cam astea au fost cumpărate de aici, șervețele. Ah, și ce-am mai luat? Otilia. Vopsea de ouă, oameni buni. Nu știu să le folosesc, ăsta așa. Nu știu cum va ieși, dar le-a luat. Și o să văd cum le fac. Că dacă nu, am zeamă de seclă roșie, coajă de ceapă. Și le fac. Dacă nu, le iau cumpărate, gata și mai ușor. Ah, păi stați așa că eu azi am mai fost tutură la cumpărături. Dar ce vorbesc eu, prostie aici? Ia uitați aici. Ouă colorate. Acum fac ouțe ale mele, dar nu pentru mult timp. Păi încearcă, nu știu, apă caldă multă să le dai tot timpul, mai lătură, mai zăr, mai așa, eu știu, așa le dădea bunica mea. Deci, avem și ouă vopsite. Deci, asta rămân afară, că trebuie să le curăț. Bun, haideți repede, nu știu de ce să mă apuc. Uleiul ăsta e normal, de floarea salului, e la 2,85 € și azi l-am găsit la 1,98 €, e ceva. Și l-am luat, undeva m-am tăiat. Bun, perele astea să le las aici și bananele, pentru că avem probleme, Otilia are diaree, săraca. De-aseară a început, ce să mai spun, că mai am câțiva membri din familie care au problema asta. Adică avem la noi, așa, la familia asta mea de aici. Așa că, da, le-am luat banane, am luat bio, pentru că le-am găsit la reducere, au mai ieftine ca cele normale. Așa că, nu știu, nu-mi place cum miros, miros a beșină. Oh, tu șaize! Scuze, a venit Ștefi și suna la sonerie, dar ea știe că mai e ora de dormit, că m-ar trebui alu Otilia și sună, sper că nu mă trebuie să... Parcă ești mai frumoasă față dinainte. A fost la noi ofertă la ulei 7 lei, da. Dar vezi că nu e pentru mult timp și atunci când este, atunci trebuie să bați pe moment. Și eu nu prea îmi place să mă car, oricum eu vă spun, eu locuiesc la etajul 4 și să stau să car pe litri de ulei. Asta e, un litru mi-ajunge. Destul de mult. Da, și cum vă spuneam, am luat bananele astea bio. Așa, le pun aici. Ador așa să văd legumele astea în coșul ăla numai. Așa, spanacul tot să le anunc în congelator. Nu, de Valentin. Sunt mai serioasă, așa par, mă rog, doamnă, mai serioasă. Să intre Ștefi pe ușă și dacă mă trezește pe Otilia. Vem și Ștefi. Asta e capacul de baie și, cum v-am spus, e cu Pepa. Sper să stea. I-am arătat unde vine pus. Doar l-am pus puțin. O să vreau să-l dezinfectez, bineînțeles. Și o să trecem la treabă de mâine. Ștefi, încerc, mă, mă, da. Ce vrei? Vreau să mai intre în coar. Dar n-am putut. Și vreau mai înghețat. Astăzi nu mai mergem, azi, țuși, pe taica-mi treabă. Du-te în cameră.
bucură dovlecelul, care e cel mai important. E așa mai frumoasă, bravo, frumușică, foc. Despre cine vorbești, Valentin? Și-am luat și treile, măi. Ce-i dragoste? Dar ce s-a întâmplat? S-a luat cineva de tine? Ia uitați cum s-a îmbrăcat Ștefi azi, în geacă de brâș, de piele, în geacă de piele, pardon. Zici ce s-a întâmplat? Ce, că trezești pe tine, zici ce s-a întâmplat? Ți-am luat gumiberul. Dar unde-i gumiberul? Că am pus pe... Ia, tu te întreabă pe Deni în liniște. Mami ți-a cumpărat Haribo, încet. Du-te, întreabă pe Deni, unde-i punga de Haribo? Că mă înjură, știi? Ștefica întreabă și merge la iPhone. Otilia, da. Tu trebuia să te descalți. Denisa îmi spune că mai are produse și în... La ea în ghiozdan. Astea se cumpără. Am luat un iber. What the fuck? Un iber. Că mă face să vorbesc cu Otilia acum. Am luat să luăm asta așa. Și Suzete am luat. Și nu mai plânge că ți-am luat. Că nu uit. Dar știu că n-am apucat eu să fac la casă. Poți azi la mine? Nu știu dacă poți azi la mine, că e târziu. Ștefi, vreau totul în liniște, te rog eu frumos. Bun, ți-am luat Haribo asta, băi, asta ți-am luat cu mii pe aia. Da, doamnă, care face live-ul. Mulțumesc! Și astea sunt. Le-am găsit la reducere. Și le-am luat. Bun, haideți să curățăm dovleacul. Ok, Ștefi. Eu urc la mine alut. Iau un cremuș, dacă vrei. Atunci mai aștept până fac mâncarea. Stai să pun și cartofii repede la fier. Cine ne urmărește acolo? Așa, o salată de cartofi. Cine ăsta? De la cartofi? De la cartofi, da. Uf, m-am pricopsit cu vase. Azi Otilia nu știu ce are, dar nu m-am brațe avut. N-am reușit să fac nimic. Pun niște cartofi la fier. Uite câte lume am aici. Bună, Andreea, ce bine ți te-ai rocat, te mulțumesc. V-am spus ieri. Bună, bună. V-am spus ieri că mă duc să mă fac. Nu m-ați crezut? Nu, ce am în gușă și în căpușă. Eu trebuie să fac. Bine, oricum să te iau acolo prea mult timp. Și să nu mi spire. Da. Cum vă spun cu Otilia, am probleme, are la butică. Mai știu, câteva se-am desfărat. O doaie de vase. Orezul nu mai mâncă nimeni, am făcut ieri și orez. Am luat și trei lămâi. Frumoase fac. Chiar frumoase sunt. Pentru că m-am ițat la gumii pe ea. Am luat trei lămâiuțe. Păi două le-au rânțuit, au fost 5 în total. Am luat de la Kik, i-am luat ceva să stacă din gură până n-am cumpărat capacul de liceu. Este Pepa de cumpărat plus 12 euro. N-am zis că nu-i cumpăr acum, că e scump. Și au început să plângă pe Pepa. Nu, bine că i-am găsit capacul cu Pepa. Și uite ce-o luat. Vopsea de ouă. Vorbesc cu Ștefia acum, că n-am apucat. Ce bine Otilia. Ce bine face Otilia, nu? Uh-huh. Otilia nu mai cumpărături, face prostii. Aceați biscuiți pentru la școală țără, mami, da? Așa, ouă. Vrei tu să mă ajut la treabă? Nu, cum a fost la școală asta? Urât. Urât? De ce urât? Că... Că nu era aia, că n-a fost de ziua. Da? Că... Și ce vrei să te duci la Mia? Apropo, ia stai un pic. Tu vrei la Mia, dar azi te-ai certat cu ea la școală și ai zis că nu s-a ajutat pe tine. Ștefi, tu trebuie puțin să le impui la copiii ăștia, pentru că nu e cum vorbim. Acum mă joc cu tine, acum nu mă joc cu tine. Și după aia vrea să mergi la ea acasă. Sau vrei tu să mergi la ea acasă. Da, dacă ea nu te cheamă, nu te duc. Dacă chiar v-aș și certa, poate nu mai vrea să te duci la ea. Am uitat să pun sare pe cartofi, fac o opțiune cu coș de ceapă. Și eu am făcut.
Dar mă enervează culoarea așa palidă ce iasă în maro și atunci nu mai. V-am zis, iau așa, nu știu să le fac, nu știu cum se fac. O să iau să traduc încet, încet. Și deci astea câteva. Făcut odată, oricum, ați văzut, eu am și aici o vopsite. Noi avem de la Kaufland, dar îmi trebuie în salată. Da. Dar, na, e mai frumos, mai tradițional. E o bucoșă pentru tine, donuț. Am uitat, vezi, mami, cât te arăt pe masă aici, eu mai știu ce o să-l cumpăra și ce nu. Dar hârtia o pun eu la ghelbe, te rog, că uite ce e de hârtie, pun și n-am reușit nici vasele să le spăl. Nimic, nimic, nimic. Lăsați-mi ceilalți în comentarii dacă vă place roșcatul meu. Mâncă, mâncă. Știu că e cu gem. Plânge-o tine? Dar te rog să faci liniște, vezi că e sufragerie. Acum, las-mă. Vezi că nu am internet în sufragerie. Of, copiii ăștia mă mâncă. Eu trebuie să închid ușa după, știi că nu reușește. Că-ți așa că Gheozdanul lui Denisa a fost de la școală, ea a venit și ne-am întâlnit la Kaufland și am luat-o cu mine și mi-a pus și ea produse în Gheozdanul ei. Și de-aia nu mi-a ieșat mie, dar nici n-am mai zis nimic, că tăceam așa, că... Da, mă rog. Bun, haideți să fac și eu aici. Da, mi-a scos din cutie, doamne, copii, și-a mulțumesc de like-uri. Înseamnă că vă place culoarea mea, da? Ce să înțeleg? Mai ce poate zis soarele astea? Fiecare culoare o pui în pahar cu apă clocot. Ah, ok. Bun, hai să rețin asta, Flori, mulțumesc. Vezi, n-am știut. Eu știi ce făceam tot timpul? Eu puneam... Ana Maria Fernea vă salută, Valentin. Știți ce făceam eu cu astea? Eu puneam în apă clocotită, în apă multă. Dar dacă zici așa, într-o cană... Deci, ăștia, ca să nu mă chinui, că nu o să mă chinui să-i fac rundele, o să-i tai așa pe lung și o să-i fac pane. Mă stați așa să... zăpăcite mă sunt. Pun într-un castron aici. Că pentru că nu știu cum să mă apuc de toate să le fac, să nu se trezească otilia. Și cred că trebuie un pic de sare, așa e? Pe cutie cât parc 100 de mililitri. O să văd ce spune. Hai să caut germană, că... 30 de mililitri. Nu, mai puțin, 30 de mililitri. Aici nu-mi spune, stați așa. Nu știu, nu-mi zice. Îmi zice ceva de 30 de mililitri, a câte 5 mililitri conține ăsta. Ia. Bun, voi cum faceți? Puneți sare? Pe ăstea? Nu, pe dovlecel acum zic. Sare și oțet. Bun, mă refer la dovlecei ăștia, să pun sare. Vă doresc o seară frumoasă, să ne mai auzim pe live, sănătate, multă viziune plăcută. Ești un urât oricum, că nu-i frumos să lași așa lumea să pleci, dar nu-i bai. Du-te la nemțelăi, ungurii tăi, cum îi cheamă, nu unguri, filipinezii tăi, că la mine nu stați pe live. Du-te la alții urâtule care ești. Hai. Așa, sare, bun. Ok, ceva știam și eu și că trebuie pus, cred că, pe să-i de o stricurătoare. Cred. Ia să vedem. Aveam și sarea pe aici, dar pentru faptul că mi-a luat osul și mi-a dus-o în sufragerie, să pun cu cutia. Și o să pun un pic așa. Nu râde. Nu râde că cu mine e terminată. Stați așa să iau o stricurătoare. Mă vreau de ciclatul ăsta, că trebuie să țin sac aici până se umple cu plasticul ăsta. 2 secunde, revin. Asta 2 secunde, sper să nu... Așa, și l-am pus în strică, că nu știu, prea mult îmi ia. Sau, mă rog, nu știu care e diferența.
Deci, cum spuneam, cartofii mei fierb, pe ăștia vreau să-i pun la prăjit acuși. Dau niște dovlecel pane să fac. Că eu v-am spus și data trecută, eu nu țin cont de nou, cum se spune, să mâncăm, cum se spune, la de post și așa, că nu mă pricep. Da. Mă rog, care știe pe lui. Pe internetul meu e prost pe cartelă. Și vreau să știu dacă revin, am revenit bine, mă auziți? Cartofii mei să fie, să fac o salată și astăzi crembuști fac, mânguști fac. Le dau crembuști să mâncești cu salată, nu mai fac altceva. N-am mâncat de foarte mult timp. Ce? Ce chit-chit, mamă? Vorbește în ce e acolo? Mama, aici? Da. E breță la roti. Da. Mă s-o cumva? Nu? Te vezi? Du-te, 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 zi la Deni să meargă la ea în cameră. Deni, sar la fată! Du-te la ea în pat, Deni! S-a trezit tot Hilia. Madalena, was möchtest du machen? Habe nicht von Anfang gesehen. Dovlecel paneu, mă. Dovlecel pane, niște crembuști o să fierb, că e mai ușor. Și la mioneză făcut. Și salată de cartofi, că nu mai știam acum. Și vreau repede să-i curăț dovlecei, să-i fac pane, așa, în făină cu ou. Și da. Și da, 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 da. Și asta fac acum. Și uite, Otilia s-a trezit deja, se smiorcăie, nu se simte bine. Adică nu e bolnavă decât că are diaree, cum am spus, și e mai mărâit, așa, mai... Ce să-i fac? Ce să fac? Poți să mă faci, mă, Valentin, poți să mă faci. După ce că te-am făcut moderator... Ioi... Vine piticania, nu mai dă. Ce-i, mama? Nu mă mai duc să o culc. Am de făcut mâncare, lasă-o că stă așa. Otilia, lasă ușa deschisă, dar nu ține de burtă, mamă, că o doare burtă. Hai aici la mamă, hai, urcă aici în sus. Urcă aici sus pe Pepa, mea mică. Popa! Asta a făcut la baie? Pe mama? Pe sărta? Vezi că trebuie să-l spălăm, să-l dezinfectăm întâi. Nu, asta e mama? Papa Vurț. Să vedem cum stă și ea pe toaletă. Da, o vedeți și pe Denisa. Astăzi pe live la mine. Nu te strâmba, mă! Că te văd, eu am ochi și la spate și unde vrei am. Glumesc, mă, glumesc, mai glumesc și eu cu tine pe live, dar poți să glumești, mă, că eu tot te-i reteam. Ai făcut chipsul ăla meu? N-ai, mama. Ne. Elisa, uite-te întâi, mama, și nu mă judeca. Nu să vă bat acum. Ție, mama, ne, mama, bine. Hei, chipsurile nu mâncați acum, mâncare cine mănâncă, oameni buni? Până e gata mâncarea, hai ajută-mă și tu. Mănânc câteva la 5. Las copiii pe voi în sufragiu. Nu, nu, nu. Ei, asta te rog pe bol. Am dat pe internet. Ok, adu-mi telefonul cu internet din dormitor de la mine și îl iei pe ăsta cu internet de aici. Și pe Otilia să o luați cu voi. Bună seara, vă salut pe toți. Matias, oh, lume nouă, bună, bună, bine ai venit. Așa, danke. Cansul das, hei, Otilia. Otilia, bine. N-o luat și pe Otilia cu voi. Nu o duc, că eu cu sare pe mână. Ștefi? Ce vrei la tine? Alo, Matias, ce faci? Uite, vă cunoașteți. Eu nici nu știu exact. Adică mai mi-aduc așa, da? Bătrână, da.
Bun, haideți să fac treabă, că nu mă ajutați cu nimica. Mamă, ce am aici, Dumnezeu, uite unde-mi pun ăștia capacul. Oh, mama va afla asta și mâine de urât. Luați-i ghiozdanul și ascundeți-l la Otilia, că... Bun, șmolii pe aici. Ce iese mai, nu mai... Ana Maria, bună seara lui. Bună seara, editezi video. Am filmat ieri 5 ore. Oh, mamă! Da, da, Bruno, da, mamă, da. 5 ore? Puha! Eu nu mai pot să stau atât. Eu, vedeți, eu dau drumul un pic aici pe live. Dar nu știu când va fi un vlog mai serios, așa că... Decât să-mi aud comentarii că ce să filmez, arăt toată ziua curățenie și așa... Da, mai bine mă las de meserie și când o să am ceva frumos o să vă filmez. Când nu... Ca să nu mă înjurați unii. Punem sare la cartofii aceștia. Le umblu cu sarea ca cu... Bun, haideți să curăț repede ceapa asta și după aia să trecem la dovlecele. M-am trebuit să las un pic să scurgă. Vai, ce urăsc ceapa asta! Iar mi-am luat țeapă. Ceapă verde. Țeapă, țeapă. Mai mă rog. Înăuntru e așa lemnoasă, urâtă. Valentin, Flori, Vale, ce de îl urmăresc, are vlog și el. Da, știu, știu, am văzut și eu ceva. Da. Nu știu, e, am trecut așa printr-o perioadă și am făcut o pauză, că nu știu ce să mai filmez și să vă tot filmez curățenie, v-am spus. Să fiu înjurată după aia. Europa Park? La, aici, după Freiburg? Că eu n-am văzut încă vlogul. Păi filmează când ai chef, lasă-i pe alții să comenteze. Da, așa este. O să-i las în pace. Matia, spune-mi dacă acolo. Ca să văd și eu că fiica mi-a fost cu școala, dacă la aici, în Germania, te referi. Și trebuie să mai meargă și anul ăsta, mai natură. Și eu n-am fost niciodată. Și să văd și eu cum e pe acolo. Da, la Rust. Uh-huh. Păi a fost anul trecut și anul ăsta mai vor să meargă o tură cu clasa și sunt curioasă și eu, să văd și eu cum mai, deși nu știu dacă e pentru mine așa ceva, că mie mi-e frică. Stați așa că am fiertat tot ei, sunt pe fierbere, deci să curăț și să ne apucăm de prăjit, trebuie să-mi fac lopte la gaz, că v-am spus, n-am făcut nimic curat azi, mi-e și rușine ce să vadă cuveta mea plină. Mi-e rușine de mine astăzi, dar vă spun, am stat cu Otilia, i-am fiert orez, i-am fiert cartofi, ceai, i-am făcut de mentă pentru la bortică, na, degeaba, că tot mai scapă câte un pic mai are, adică un pic mai bine. Ah, asta e viața, ce să facem acum? Trecem și peste asta. M-am trecut peste multe altele. Dulapul meu rupt, ce să mai zic. Bun. De unde v-ați strâns să putea oare, nu pot să înțeleg. De parcă nu știu cine a gătit, dar mă rog. Așa se întâmplă, merge să vină și pe alții. Bun, cartofii mei fierb, o să-l las aici. Salutare la toți de pe chat, salutăm bucătarul șef, da, să trăiți. Haide că ați întârziat toți, da? Stați așa. Eu tot zic stați așa, oricum voi stați, dar na, mă rog. Să ștergă plita. Și cartofii mei, după cum vedeți, da, aici își fac treaba. Plita, aragazul și așa mai departe, să se fiarbă. Dar cred că o să-i mut. Îmi trebuie ochiul ăsta pentru prăjit. Să prăjesc. Cum vă spuneam, trebuie să fac făină, să pun făină, să pun, ce am mai zis, faci tu piure? Nu fac piure, salată de cartofi. Neapărat să te duci și tu acolo, mă duc în fiecare an. Dar unde ești, Matias? Tu unde locuiești? Dacă mergi în fiecare an, ești aproape? Salată de băf? Nu, salată de cartofi, adică...
Întârziat. Matias a avut premieră, da? Păi o să mă duc și eu, o să mă duc și eu la el pe canal. Acum, că e mai târziu, că e mai devreme, ne primește el și pe noi. De fapt, orientală. Orientală, da, nu de băf, mă. Așa. Păi și eu, așa, am citit. Am zis că nu fac pireu, salutare la toți de pe chat, a zis. Dar unde sunt fetele mele? Se pare că nu mai sunt. Egal, nu mai contează. Matias, te-a salutat... tu știi, așa, că e să citești. Stai că eu mai de multe ori citeam pentru... pentru Valentin și acum o să... pentru toți să citesc. Bun, haideți să spargem ouăle. Eu stau la 300 de kilometri. What? De acolo. Păi bun, și cam de la mine cum ar fi? Adică eu stau... până la Freiburg, nu știu să zic în kilometri, dar până la Freiburg cu trenul de aici din Constanța fac 2 ore, 3 ore și ceva, cred că. Nu mai știu că legăturile aici sunt proaste în Germania. Ce-au bucurâză mea! Hei, dați-i șosete la copilul ăsta meu, mă! Huligan! Huliganii! Șosete la copilul meu ăsta mic și drăguț! Că nu are șosete! E rupt dulapul, mami, nu trage. O tine n-am de șosete. Mami, ea repară toate țelele astea. Așa. Mama! Dar iubirea mea! Mama face... Uite ce are mami aici, Bobo pentru tine. Ia, du-te la Ștefi și dă-i. Încep, ține bine. Opa! Bă, dați-i șosete, Deni! Nu poate, mama. Acum vreau să fac și o mâncare. Zi la Deni! Zi la Deni să facă. Bă, Deni, mă, Deni, mă, Deni! Du-te de la Deni, că Deni îi dau un șut în fund imediat. Așa. Bun, stați că eu am dat drumul la ulei aici și nu are... Ce mi-a plăcut cum a intrat bebelușul, cum a dat cu ușa la perete. Da, îți place, nu? Ia, dorâmă tot. Dar ea e patroană. Închideți-mi ușa mie la dormitor, vă rog, să nu-mi intre mirosul în cameră. Nu suport mirosul de mâncare în dormitor. Suport să nu... Disperat. Ia uitați, haine pe jos. Oare ușa aminte la dormitor? Faină, nu știu ce te... Unde e? Ce? Bun, haideți să revenim la oile noastre. Ce am citit. Bun, haideți să... vedem aici ce facem, să nu mai stăm la vorbă, că știți cum e vorba multă? Da. Sărăcea omului, eu trebuie să pun și ouăle în frigider, dar nu mai am timp acum asta. Să revenim la ouăle. La ouăle noastre, da. Unde e? Făină îmi trebuie. Iar avea gură dulapul ăsta să strige. Acum vedeți în hainele astea, asta eu și le arunc după aia la spălat, că nu suport mirosul de mâncare așa. Bun, îmi trebuie ceva. Trebuie o farfurie pentru făină. Fafăină. Fafăină, unde ești? Bun. Sau... mai nu așa. Oh, de ce nu spuneți nimica? Că eu vreau să-l bat. Fac ouă cu făină amestecată, așa. Numai vase îmi dați de lucru să am. Nu stați și nu spuneți nimica, pe bune? Bun, hai că vă iert. E gata asta, vedeți că am prea multă energie. S-a adunat. Bun. Pică pantaloni. Și scria că e faină calitatea întâi. Așa a fost treaba, că noi ne uităm, adică eu, și scria că e făină calitatea întâi. Da? Așa scrie aici? Zici tu? Mulțumesc, Ana Maria, sau cum să zic? Ana Maria zică, mă încurc așa. Fetele se fie... Ei, mama! A început, a intrat pe Netflix filmul ăla cu elefantul Ștefi. E de copii, o să ne uităm noi două de seară, da?
ce am făcut aici. Trebuie să mai pun și plicetchi. Așa, bun. Mamă, cum se aude. Avem tem, da, din ăla, home cinema. Că se ridică părul pe tine. Cum se aude. Mă rog. Bun, hai să deschidem. Intră soarele în casă. Mai și dau bună. Las că fetele nu trebuie să știe că am oprit centrala. Facem așa, trebuie să facem repede, că trebuie să vină și soțul de la lucru. La 5, nu acum, bineînțeles. Și nu mai știu ce-ți fac de mâncare și cum îți spuneam, fac asta, salata, cartofi, cu un cremuș fiert. Și mâncăm așa, nu foarte sănătos, că na, cremuștii nu sunt fierți, nu sunt sănătoși, pardon, nu sunt fierți, nu se fierte pe ei, bineînțeles. Mă grăbesc, care elefant să mă uit și eu. Mă, nu știu, dar e... Noi avem cum ar veni partea de copii, pe cum ar veni la Ștefi, da? Că ai mai multe chestii din alea să-ți faci. E de copii, dar cred că poți să-l, ba, poți să-l găsești. E ceva cu elefantul. Caută că a intrat de, cred că de o zi, de două zile, cred că, sau pe 17. Da. Și intră și să vezi. Nu l-am văzut încă, urmează, dar mi-a apărut acolo că... Că a intrat deja și abia aștept să văd. După aia fac curățenie, după ce mâncăm de seară bucătăria aia mea, trebuie să o, să o ling pe jos curat. Că nu-mi place. Hai că s-o lăsat ceva zeamă, dar nu mai pot să aștept prea mult. Aia e, cu Jesus înainte. Cartofii mei vreau să văd dacă fierb, ia uite ce-o făcut. Bun, vreau să văd dacă fierb. Ouăle trebuie să le curăț în dețin. Cartofii mei trebuie fierți. Mă credeam că... Na, ceva cu un elefant. Elefantul magician sau magicianul elefant? Nu știu, dar ceva. Ce, să lingi? Să ling bucătăria, adică de curat. Adică să fac foarte curată. Păi, cine a înțeles? Eu așa vorbesc. Acum am foarte multă energie, nu știu de unde e. Dar am. Mai trebuie să toc și până când pun astea deja la prăjit. O voi iau pe partea aia de blat, de dulap, să toc ceapa, adică trebuie să spăl întâi. Opa. Că mă grăbesc și fac bullshit aici. Bun, haideți așa. Da, eu așa vorbesc, na. Ce să mai zic, mai scot și eu câte o perlă pe gură. Nimeni nu mi-e perfect. Să-mi pun în oală. Da, cu șur să vină motilea. Șervețelul trebuie în ăla. Să nu se scurgă uleiul. Pe aici, pe acolo. Așa. Și așteptăm să intre. Ok, se intre. Doamne Iisuse! Da, mami, aici, iubirea mea! Nu te bagă surorile tale în seamă, nu, a? Las că le bate mama, le face tocăniță. Ce, iubirea mea, s-o dat șusete? Bun, hai. Da, haideți să facem mâncare, ce ziceți voi? Hai să vedem dacă am reușit ceva. E că mai trebuia. Mama! Da. Mama! Da, iubită. Aici, mama. Mica în brațe, dar ce să fac? Ce să fac? Ei, Max se uită la film, acum mai s-a pus. Dar odată când urlu la ei, o să se închide live-ul instantaneu. Mă cheamă protecția copiilor.
I-a dat câte un chips în mână, bravo. Și cu ea la gara. Bun. Ia, mamă. Ia, ți-e rușine, mamă? Tu știi că acolo e cineva care se uite la tine? Da. Da? Ți-e rușine? Da. Da! Te luare. Mama! Ai zis eu că mă ofer ca bună. Da, așa. Dar hai, te rog, că nu, mami nu poate așa. A zis și eu că tai ceapa, nu? Zis-ai. Mă cer scuze că vă perturbez. Vrem cartofiuți? Nu vrea. Mulțumesc. Haideți să spăl... Să spăl ceapa și revin. Să aici. Fiepa, mama, fiepa. Fetelor, o tine la mine în brațe, mama. Mă auziți, dar mă rog. Vrei să stai aici cu mama? Doamna. Dar stai cu minte, da? Nu umbli, nu vergi nimic. Sperăm, da? Mama, trebuie... Ce vrei? Nu. Aia nu vreau, că sunt scobitor, bine? Poți să te joci aici, șnurii. Îmi dau bun că ne cugem. Mulțumesc, Ana Maria. Stai acolo. Nu sfârma aia, te rog. Te rog, mamă, frumos, nu. Să fac aici, chiar timp să arată. Matilia, hai, te rog. Nu pun cafea, la mama nu-i trebuie acum cafea, te rog. Te rog frumos, Otilia. Otilia, nu. Mați? O să zic Mați, știți, până când? Până mâine seară. Otilia, stop! Ce cauți acolo? Aștept să se fiarbă cartofii. În salată de cartofi ce puneți? Nu știu, apă. Nu-mi place aici, adică, ba, l-am văzut, dar e veche la... Sau, nu știu, a apărut ceva nou, nu știu. Ultima. Vrei să te joci cu nou colorat? Care vrei? Ce culoare vrei? Pe amândouă? E doar că îl sparge, că ori poate să curăț și eu. Hai în partea asta aici. Mami o să curețe. Vedeți că nici eu nu puteam lucra de băiatul ăsta mai mic. Era de gheață? Da, Ana Maria, ce să facă? N-am încotro, că fetele și ele sunt mici, adică... Ce să le pur copilăria, că... O mai rugam pe Delisa, că am mai auzit vorbe, că da, că și ea are copilăria ei și... Doamne, că n-am pus o stea 8 ore acum cu ea, dacă stă 5 minute cu ea, să nu se... Da, na, lumea e prima care își spune părerea, da, ce să zic, n-am nimic de convințat. Ne! Mama! E vrea așa să curețe. Eu pun în salată ceapă, piper, puțin oțel. Ok. Și maioneză, nu? Că eu am cumpărat și maioneză. Nu știu dacă au început ceva nou, nu cunosc. Nu știu, că nu prea mă omor cu asta. Eu vreau ceva tot mai nou. Mi-e plăcut asta noi. Acum eu mă uit la un set, două sezoane lui. Shadow and Bone. Ceva de genul. Dar e super mișto filmul.
Așa, e două sezoane. A câte 8 seriale are? Are 39 de ani să vă trăiască. Uh-huh. Ce mai că vă vine poți, dacă nu aveți de la el sau de la care ați zis că aveți? Eu curăț ceapă, toc și curăț și ouă și ceapă, toc aici. Nu? Da, mami, da. Ceapă nu-i voie tu acum, că ești prea mică și... Stai. Stai că e coajă de ou. Da, mama. Acum vrei banană, o tine, mami. Imediat, stai. Ștefi, Denisa! Otilia o evadat, e sus pe dulap la mine aici. Nu știu cât o să mai stea, am și mâncarea de întors. Are 45. Să vă trăiască toți. Stai așa, după ce, cum o zis la salata? În față ceapă, piper, puțin oțet. Îmi scoate toate ouăle. Ce cheche, mama? N-ai un cheche. Ia bate, scot. Uite așa. Și tu? Da. Ok, un ou la fiert îl pun aici deocamdată. Două secunde, Otilia, să nu cazi acolo, mami iubită, da? Fă ouăle lui mami acolo, fă treabă la mami, da? Ne, nu umbla cu cafea, mama, Otilia, stop! Nu mai fă cafea, că mama e de cafea, ce vrei? Mamă, da, mai vrei și cafea să-mi dai. Adică drogată de cafea. Poți să-mi dai câteva, dar mai mult numai așa simplă. Dar shadow and bone, da, așa, shadow and bone. Haideți să facem treabă, da, nu mai sta. Da, mama! Ce? Du-te la fete, du-te și nu mă necăși, du-te la Deni. Du-te la Deni în cameră, vezi ce face. Fugi! Nu știu pentru cât timp, eu zic să ne bucurăm, adică eu, nu mult. Hai că cu mâna mea parcă simt altfel dovlecelul, dar așa cu purpurița, parcă nu simțeam. Aseară le-am cu brocoli, cartofi fierți, am mâncat mai mult fierți zilele astea. Nu se prinde pe asta prinde. Nu știu cât mai intră, că mă enervează sistemul ăsta. N-am o tigaie mai lată. Bine, nici nu are rost că n-am ochii prea mare. Dar bun, lăsăm așa. Stați să mă spăl pe 1 secunde. Ce Andreea, copiii mici necază, mici copiii mari necază. Da, da, știu, știu și eu simt pe pielea mea, eu cunosc. Cunosc proverbul ăsta. Din păcate, da. Bun, haideți. În continuare să curățăm ouăle. Da, după aia o să le toc. Am vrut ceva să fac, ceva îmi lipsește. Da. O să iau un dovlecel, primul care l-am scos și o să-l degust. Ouă. Bucate. Păi tu și-o să-i pun capacul? Da, mama. Să stea acolo ele moi. Acum și-o să vină deja terorista asta mică. Nu mănâncă cu zile. Are tot ce-i trebuie. Nu merg așa foame, că mâncat înainte de asta, da? Și mă feresc să-i dau lapte. Încerc să-i bag cartofi fierți, am aici pentru ea. Orez o mâncat azi la amiază. Se vreau să-i dau numai fiert. Pentru că n-am spus cum are cu probleme cu butica și să bea multă apă, să-i dau multă apă. Așa mi-a spus la farmacie. Am fost la farmacie să-mi dea tablete pentru diaree ceva, dar au spus că e cam mică la un an jumate să poți să-i dea tablete, să-i fac așa o mâncare. Cartofi fierți, morcovi fierți și așa mai departe, să nu prea-i dau lapte. Asta știam și să-i dau cât mai multă apă și asta știam. Că nu mi-au dat nimica decât vidă-n tovolul ăla mult. Și da.
Uf, n-am mai mâncat dublă celtane. Îmi plouă în gură, deja de aștept să fie gata. Bun, încruțat și ouăle. E și toc. Dar le toc, cred că, în două, că n-are rost. Mai vreți să vă arăt? Nu, nu? Nu vreți să vedeți. E obișnuită, da, acum că am citit. Da, e cu mine obișnuită și e un pic mai greu, dar când a auzit aici, mi-au ieri făcusem un live pe Facebook, ieri oare? Ca ieri dimineață, duminică, când am ieșit la plimbare. Că mai sunt activă și pe Facebook, trebuie să caut și pe Instagram să fac live. Și la fel, am un castron, nu știu că sunt. Și mă sună taie mea, ce dați fata la creșă? Ce faceți cu optul? Țineți acolo, că nu sunteți normal. Păi și dacă n-are cine să stea cu ea, ce să-i fac? Haideți să gustăm dovlecelul. Unde cam să las? Să spăl. Și ce o să fac? O să bag sub. Strecurătoare. Furculița mea a era riu. E un pic cam sărat, parcă. Și să-l bag oare sub apă, să-l spăl un pic. Ce ziceți? Care știți? Da, și eu l-am dat mai mult pofier și păsat. Da. Mai am citit. Așa. De șapte pe pipă, rog, mai ești aici. Sau te-ai dus să-ți gătești. Ai pus cam multă sare. Da, poți. Păi eu o să-l pun, că n-am încotro. Un pic așa, un gest numai. Nu știu cât ajunge la fiecare. Dar să spele sarea asta. Că știți cum e sarea în bucate? Eu mai spun la soț, eu când, ca să mă scot, să nu mă certe că e mâncarea sărată, îi spun, da, dar știi povestea aia, că vezi ca sarea în bucate, bla, bla, bla. Dar na, nu e să nu te spun. Ce să dau cu mâinile? Ce țipă de nisă la Otilia, nu știu ce face Otilia de acolo, că e o zdrăvană. Ce să dau mai încet ochiul, că nu-mi place, nu prea am timp să fac nimic la el. Merge prea repede. Ce-i, mă? Da, Otilia, nu-i voie că soțul ăla-i picant. Ștefi! Ștefi! Am pufuleț aici pentru Otilia. Și Haribo, da, aveți grijă cu Haribo. Haribo nu mâncăm. Cu Haribo nu mâncăm Haribo. Acum nu le privim acum. Nu? Nu. Nu le privim acum. Dar nu-i da, Suzete, dă-i pufuleții de pe masă, mă. Nu mai da, că i-au mâncat două Suzete din alea și are prea mult zahăr. Eu pun sare. Da, eu am pus sare și în ou cu făina aia, am amestecat, că am zis, da. Că te-au întrebat ce te adică trebuie să simți. Nu pot să simt că ați văzut că am ei în cutie. Dar eu torc cu cutia și în mare parte nu stau cu solnița să s-o dau cu solnița că mă enervează. Dar cartofii mei cred că trebuie să fie gata. Aici trebuie să curăț. Un pic de șapă verde. Nu, nu. Dar acum, păi am zis să-mi iei deacă și cu diaria ce o are, burtica ei, sau cum se spune, da. Așa. Ce bun e cu șapă verde. Ce scuze că mâncă în fața voastră. Da. Nu cere papa. Ia uite-o. Papa. Acum am zis papa. Mama. Da, mama. Nu-i pun cartoful. Ia cartofi. Ia. Uite ce are mama aici. Ce mama? Vrei banane? Mama, altceva nu-ți dau. Știu ce vrei, dar eu încerc să o schimb. Să schimb subiectul.
Nu-i voi aia, mama. Hei, uite care, mama. Aia sunt ouă. Mai banane bio. Hai, vină la mama, uite. Vină, 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 nu ouă. Ouă, dacă vrei, îți dau fie. Uite, hai, ia banane. Mă, ceapa ta asta și mâine? Hai să-i pun apă. Hai să-ți dea mami apă. Dacă tu mai încep la... Și mai vreau, ce să mai prăjesc eu azi? Ba, cremul, știi, e pierd. Așa, cartofii să fie gata. Mai pun cartofii peste. Da, cred că va trebui un alt castron. Dar știi ceva? Mă chinui în asta și fac cum pot, pentru că m-am săturat câte vase am murdărit. Nu mai pot. Așa, cartofii ăștia sunt al lui Otilia. Haideți să... Să adunem aici. Nu cu dobliceiul se face. Eu aici sunt, pun la gunoi. Mi-a rămas cojile de la ouă. E mai curat în dulap la tomberon acolo, la gunoi, decât pe masă cea la mine. Ba. Asta se întâmplă când copiii sunt bolnavi, toată casa e cu curul în sus. N-am reușit patul, n-am reușit în sufragerie. Bine, ce sunt în jucării, să așez patul. Ale n-am reușit să fac, credeți. Am stat tot cu ea și după aia am fost la cumpărături și cam atât. Bun, salata e acolo. Haideți că v-am amețit, îmi cer scuze de puțin. Ana Maria, seara frumoasă, Matia, să doresc o seară frumoasă. Dar până la lăsare, nu e așa. Să o să pun și eu, o să schimb varianta, da, cum ziceți. Mulțumesc, Matias, că ai fost alături de noi. O să intrăm și eu, o să intru, pardon, să nu vorbesc în numele tuturor. O să intru și eu și o să văd mai târziu, dar asta numai seara o să văd. Eu, dacă deschid telefonul acum, sar ca hienele pe mine și mi-a Ștefania, în principal, mi-a telefon. Dar promit că o să mă uit. Și voi ce fac eu aici. Andreea, poftă bună, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. O să am, ador dovlecelul de... Oh. Salut! Ce, mami? Salut! Salut! Da. Foame, așteaptă, uite dovlecelul. Hai să guși ce-a făcut mami, da? Nu umbla la făină, hei! Îmi place! Dar nu există că îmi place, există da. Să-ți iei mâna, atât. Ștefi, te rog frumos. Ia, Ștefi, dovlecelul. Aleluia! Păi, nu pot să le gătesc așa. Ce nu-ți place? Că nici n-ai gustat tu cu mine, nu-i place așa. Ce bune! Gust! O să-i suplu la Otilia. O să gust numai dacă vă las să face, fac aici la făină. Bine? Uite, de acolo, supli singură. Ia uite, o să-și pe Otilia, zici că e un copil beat. Ia uite. Ciao, Otilia! Ciao, Otilia! Rup sacul de mine. Ciao, Otilia! Ține acolo! Tu ești! Hai, hai să papă dovlecelul de la mami. Ia să vedem, nu-ți place? Pune la ele, să-ți dă chips, ia. Dovlecel, pane. Papă, papă, e sănătos, papă. Și dovlecelul e aici. Au, ceapa ta asta de mine! Nu da pe jos. Hai vine aici, bă! Bă, vine aici! Nu vrea. Când îmi cumpere pe tine o grada... Da, mama, nu mai vorbesc cu tine. Ce ești pe? Când o să găsiți trotinetă la trebășoancă, nu e, da? Da. Bine, papă dovlecelul ăla, da? Ce e, mă, ține? Mam? Ia uite ce de mâncă. Te ca ai chips pe față. Nu știu copiii ăștia ce e bun. Nu știu. N-am dat drumul la hotă că se aude gălăgie. Ștefi! Măi, mamă, da câța ne, uitați-vă la ea. Oprește-te, în momentul ăsta te oprești, că am treabă cu tine. Hai, să-mi transfer toate ouă. Du-te la baie, te speri și vii să-mi transfere ouăle în frigider. Nu vrei?
Ia-ți rucsacul în spate și gă-l de la mine dacă nu mă ajut. Ia o tine, papa. Nici asta nu mănâncă. Nu mai știu ce să le fac de mâncare. Bine, Otilia acum m-a ciugurit chipsul ăla de aia. Vorbesc nici cu tine, du-te de aici, hai. Piticanie, go! Go, Piticanie, go, go, go! Mai gătește la copii. Mai ești aici, Teo. Ba, ne, mama, nu există! Ce ai făcut? Ce ai făcut? De ce ți-ai băgat piciorul la centra, la calorifer? Ha? De ce? Vezi chips, mama, chips. Mama, ia să știu mine. Mă, cu șa bine, apare și soțul. Mai trebuie să părăsc ca totii. Nu vine atât de flământ. Mama, are treabă. Mama, ai ulei, Ștefi? Mire. Otilia vrea apă. Aua! Mama! Uite, ai sticluța ta, ia pe ea singură din sticluță, ia, fugi! Ia, și du-te, joacă-te, fugi! Nu știu dacă ați mai zis careva ceva. Haideți să vedeți. Uite, deci aici era gorda și am pus apă. Nu mai... Și încă mai e unul dată. Bine, du-te, că nu mai invenția e în capul ăla tău. Doamne, cât de inventivă e fata mea, ce să vă spun, că pune și un pic de șampon, dacă mai este, pune apă. Și ea zice că l-a înmulțit, vă dați seama ce wow a făcut ea. Da. Și ai copilul ăsta, e un copil cu multe idei. Știți cum sunt aia, ideologi se numesc, nu? Da, are multe invenții în cap, e și vârsta, nu zic. Când îi trăznește câte o idee, pic în cor. Ai mei nu alergau. Copiii de aia sunt altfel. Da, eu știu, mătușa mea, sora mamei mele, avea 6. Și ce credeți? Că... Când striga odată, stați în fața, unde îi punea, acolo stăteau? Păi acolo stăteau, da. Nu mișca unul. Dar ăștia... Nu știu de frică, nu știu de respect, nu știu de nimic. Ce să mai zic? Aici Ștefi, bineînțeles, și-a lăsat la împreita. Nu știu nică unde, dar se curăț, dar... Da. Altă dată o lăsăm, că nu avem timp. Otilia! Deni! Fata mi-i la baie! Păi nu știu unde îi! Ia vedeți! Cartofii mei sunt... Oleu, e umblat în ghiozdan? Da. Așa face Otilia. Dublicii mei se fac. Nu alegeau. Da, și nici mâncarea, dar vedeți că... Nici eu nu alegeam, sincer vă spun, bunimea când spunea asta este de mâncare, păi asta este, eu mai comentam. Da, dar uite că din păcate generația asta nu știu de așa ceva. Da. Vreau să fac într-o zi și schimbarea de vasele de jos, să le pun undeva sus, pentru că Otilia îmi umblă. Ouă, cu ceapă verde. Merge de foame. De Ștefi! Ștefi! Adun piperul de pe masă din sufrageria. Deni, adun tu piperul! Să mai golesc din asta, să nu stau degeaba. Adun numai piperul, mama! Nu mai țipați!
veterinar ești pe pat, mamă, dar și eu sunt cumva în concediu. Piperul, da, mamă, doar piperul trebuie. Să sune pe tine și la protecția copilului mele, frâne. Du-te, du-te, că acușa vine. Vrei să guși dovleac? Ce faci acolo? Salată cu cartofi, cu ceapă verde și cu un pic de maioneză și ouă. Și sare și piper. Nu mai comenta, că nu fac bullshit, fac mâncare. Du-te, ocupă-te de fata aia, că vezi că mă chinui să fac mâncare un pic. Vă mai fac și pe plac să mâncați. Niciun mama. Mama e pe casă, am zis, în concediu, gata. Wow, ai soții pentru bebele lui Victoria, mama, pentru Cataleia. Cataleia! Dacă nu te-am cumpărat, nici acum mi-am dus. Lăsăm la răcit aici. Te rog frumos, folia aia e ceva bun. Nu umbla să o arunci. Vreți o banană? Că am desfăcut-o pentru Otilia, dar... Îți dau o din asta. Stai să văd cine ce-o mai zis. Ah. Nu mâncă, nu mâncă. Mi-am dat eu. Da, vrei. Da, și tu ești una și bună. Ștefi! Uite. Otilia, caca. Cine plânge? Al vecin? Cum cu omul? Mânca? Ăla cu omul. Doar dacă seamănă cu sorul lui, rovită la sfeclă. Mâncați ce vă pun în farfurie, că mie pe mine nu mai am ce să vă dau. Gata! Coș de banane mâncați. Mama! Vas, mama! Dar cât de aici, să mă țin că mă unge. Otilia, unde-i mâncarea? Dar nu mă unge toată. Pune aia de la bebe în dulap, de la bebelină. Nu o pui în veceu, când trebuie să-l dezinfectăm capacul ăla. Și după aia o să punem pe Otilia doar când merge ea la baie, punem capacul. Capacul ăla pe ce bani. Omule, noi când mergem la toaletă, noi nu suntem pe capacul ei, Ștefi. Atât e de malefică, Ștefi, de n-aveți idee. De mii tu ai pus ghezdele sacră una. Uite-te pe la mine, uite-te pe la mine. Din nou să începem să reciclăm, trebuie să desfac un alt sac. Da, cam așa. Cartofii trebuie să-i pun la, să-i scot la răcit. Că îi pun aici. Aici sunt două secunde, nu mă duc să... Cred că nu o să-i folosesc pe toți. Că... Deși am pus că 2, 4, 5, 6, 7, 9 cartofi. Sunt cam mult. Așa că... ce credințe-s. Numai... o mare problemă cu întorsul. Cu întorsul, cu curățatul. O, Doamne! Nu știu câți mai sunteți aici, dacă v-ați plictisit, nu trebuie să stați să urmăriți. Nu mai zicem nimic, ca să-ți pot termina mâncarea. Da, puteți, că eu mai, na, o mai citesc, numai acum să nu vă supărați pe mine, poate că nu pot imediat. Că vedeți. O să pun și apă pentru crenguști. Cred că numai dumneavoastră mai sunteți. Altcineva. Nu mai ne-au părăsit toți. Și nu uit eu unele persoane. De fapt, știți ce? Eu zic să ignor eu toată lumea. Și îmi dau impresie în urmă și... Aplicăm regula de 3 simplă.
Așa. Fă, dar mă, este mult oblicel. Ce nu mi-ați spus? Soțului. Mulțumită. Cremul, știi, nu cred că o să fie prea încântat, dar ceva rapid și să mai schimbăm meniul, că am săturat. Am trei persoane, mi arată. Când vine soțul, trebuie să închid, că na, el nu vrea să pară pe cameră. Să mai pun ulei după aia. Eu sunt aici, eu nu mă supăr că eu mi-am făcut treaba. Sunteți harnică, bravo! Însertat, Ștefi, dar nu le mai scoate, dă-i lic, că nu poate să-l desfacă, Ștef! Ștef! Dăm, mai pun un pic de ulei și dăm mai tare ca să... Nu știu, unde am pus uleiul? Unde? Da, cred că ajunge. Deși nu știu de oblecelul dacă va ajunge, că mâncăm, dar și, ba, și dacă ajunge, oricum, eu le mai pun și la pachet. Eu îi pun soțului la pachet. Și șnițele de obicei mai pun la pachet. Cred că o să trebuiască mai un nou să bat aici, dar... Vede, așa? Nu știu dacă e mult, așa. Cartofii, nu știu ce la ei să-i curăț, până aștia se fac. Mă, un pic să dau focul înapoi încet. Bate soarele foarte tare. Așa. Și ai urați în baftă. Tai odată în două. Denisa, la ce te uiți? Bine, nu o să-mi răspund acum. Ba. Ba. Fac așa cum pot, că trebuie să-l fac. Cremul și o să-i pun imediat pe ultima sută de metri. Trebuie să văd o altă oală. Mă, oale și oluțe, oale și oluțe. Îi pun peste cartofi, știu de aici, când e mica. Le-am frit degetele. Ok. Se fac încet acum. De fierbinte, e maxim de fierbinte. Și am lăsat un pic în apă rece, nu știu cât de indicată e. Ștefi, îmi dărâmă sufra camera mea. O să-i mai curăț eu nodurile alea mici, așa, după ce... Da, mami, ce să nu? Mama, nu poate, pe bune, Ștefi. Acum mama să-ți spele prostia aia, dar nu acum, eu am ghiveta plină aici. Și ce vrei să faci cu sticla aia, mamă? Intră, iasă, nu știu, acum mai ne-ai divertat trei persoane. Acum... Cineva stă aici numai și stă la pândă, stă și ei să... Să dea după aia raport în altă parte. Da, iubirea mea, ea a venit cu o jucărie aici. Pune jos, mamă, și joacă-te cu ea. Pune-te jos și joacă-te, iubirea mea. Au, ce m-ai speriat, tu! Ce m-ai și lovit. Cu siguranță merge după ce l-ai trântit. Aha. Păi i-am dat în apă rece. Dar i-am scos după aceea ca să pot să nu uite dovlecer pe partea alta. Ștefi, pe unde ești? Iar sunt la ceva prin oraș. Doamne, cum pornesc?
Cum sună toate, ți se ridică părul în cap. Nu știu dacă ți-mi ai zis, acum iar sunt trei persoane. Da, mami. Mama nu poate. Ștefi, nu merge mama. Du-te la Ștefi. Fugi la Ștefania pălăria. Umbrelor. A, așa spune, vă salut umbrelor. Ok. Ce-am să spun și eu. A, nu știu cine ne urmărește, nu știu ce să zic. Oricum știu că sunt de câteva persoane urmărite ca să meargă să spună pe partea altă, să văd dacă mai zic, dar subiectul s-a încheiat, să se știe. Dar știu că... Bine, bravo. Când e ea mai mare, chiar că mai mare. Că atâtea pot altele să facă, știu alții să facă. Da? Nu să-și facă treaba lor. Da? Și mai am de plăgere. M-am băgat acum cu dovlecelul, ce să mai zic? Dar aia e, cred că o să mai sparg un ou, o să mai pun un pic de făină și n-am încotro. De fapt, și-am terminat. Hello, my friend, how are you? How are you? What time is in your country now? O să mai pun și făină, bineînțeles. Așa e, da. I don't know how to explain this, but yes, wait a second. Ștefi, ce faci acolo? Da, ți-s mici, Ștefi. Eu nu știu ce umbli tu undulatul ăla cu lucruri mici. Ce cauți acolo? It's something like this. Green and you make so I don't know how to say. Oh, să dau și pe așa and make a salad with potato, se când mai știu nici engleză, onion and egg, zucchini so zucchini, da, zucchini, de fapt, vezi, merge și așa, că nu mai știu. Mai mă zăpăcesc cu engleza, m-am pierdut. I forgot to speak English. Da. Parcă mi-e mai ușor acum, la îndemână, să vorbesc mai repede germană, da. Da, mama, iară vine Otile. Ca! Ai făcut caca? Da. Da, mama. Ăștia vin după tine. De ce nu te joci cu Ștefi acolo, mama? Hai, Otilia, hai! Să-mi gădi de la grădă. Aole, unde-i bebe? Am fost toți acolo într-o farfurie. Trebuie să întorc...
sufletul și am mamă că merge mirosul. O, man. Da. Și uite așa. Fac și mâncarea repede. Și o să fac și un vlog, dar nu știu că nu apuc, nu știu ce să vă arăt că... O, aici s-au lipit doi. Lasă, să fie sănătos acum. Bun, haideți să continuăm cu ale noastre. Denisa mea s-a pus la film, bineînțeles. Și lumea poate să se dărâme în jurul ei. Că... Cred că i-am tăiat prea subțire, dar în speranța că o să mânce copiii, să nu fie prea gros, așa că degeaba cu copiii mei, orice ai face, tot nu-i bine. Da, bună, Valentina, ai revenit, urâtul. Treci la curățat de cartofi, că mă frig pe mâini. Da, iubi. Mamă, și-a luat tortilla de azdar. Vai de mine, wow. Ia l-am lăsat ușa deschisă. Ștefi, să nu zic în cap îți dau, dar pe spate ți-o pun, ca pe cală. Da. Haideți să vedem cine mai e. De ce râzi, Valentin? Da, tu crezi că mă încălzești, că îmi dai tu mie acolo un trandafir acum numai. După ce ai fost plecat, absent aici. Se lasă și rece afară, simt. Dar nu închid ușa, că... Nu închid geamul, pardon. Trebuie să iasă mirosul. Cred că nu mai curăț eu prea mulți cartofi, mai ăsta și gata. Și pe aia vreau să amestec, să vedem cum iasă. Mama, da, mama. Am geaca aia de blugi, de ce am găsit de piele, de piele, nu de blugi. Am găsit! Dar românești! Bani românești? Geaca da? Da, pe ia, uite, ați are 10 lei bani românești. Aha! Da, și când mai merg în concert de la România, am bani, nu? Să da. Cumpăr ceva. Da. Să nu mai e. Nu merge jucărie, ce jucărie să-ți scut cu băiețele. Îți iei două chipsuri și gata în România cu banii. Dacă mai poți, două chipsuri. Și dacă mai strâng bani, dacă mai găsesc că refuge, da. Atunci știi ce mă joc? O jucărie. Adică un tractor. Asta așa. Vezi ce dărâme aia mică pe acolo? Adică eu sunt... O, dar câtă lume a intrat, am 6 persoane, 6 like-uri. Mulțumesc, bine ați venit, dragilor. Am spus că trebuie să fac un Q&A, să dau startul la Q&A. Care sunteți noi pe canalul meu, să vă dau dreptul, sau cum se spune, și stângul, să-mi puneți întrebări, dacă sunteți curioși, bineînțeles, dacă nu, nu, zic și eu așa. Și atunci o să fac un vlog. Cred că următorul vlog va fi, da, în Q&A. Data trecută, pe la început, nu am prea avut întrebări așa mari. Mă rog, deci, care sunteți? Aștept la penultimul vlog, sau nu știu unde vreți voi să întrebați, mă rog, și în privat, care aveți? Cotilia mă zău! Dă-mă, Cotilia! Da, bine, lasă să vă arăt. Să se laud. Și ciudă că tu nu poți. Ce răză acolo, Valentine? Mâncarea mea, cum se face? Nu-i de râs? Ce-i de râs? Ce-a făcut, caca? Mama. Da, mama. Vrei un cartof? Ia, uite. Ia. Ia-i că e altie să sufle, mă, că la nu-i fierbinte. Ia suflă pe cartof, ce să spun. Da, a dispărut, are energie Ștefi. Da, și deși asta, deci până la ora 4 stă la școală și face teme și se învârte, se sucește pe acolo. Tot mai are.
să nu-i de obiceii mei, pe partea cealaltă. Haideți, vă învârt iară. Știu că e urât, ciudat, să vă tot mut de colo-colo, dar n-am altă variantă. Iar au lăsat ușa deschis. Doamne Dumnezeu! Șefi, mami! Ochile are Ghiozana. Ia uitați, cu chicul meu. Da, mama, uite. Dar nu țipa, mama. Ia uite-te tu aici. Ia, te vezi aici, Otilia? Mama. Cartoful meu, pe jos. Mulțumesc. A, ești un U, A. Da. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Asta e un cartofanu. Bun, haideți să vedem, să mă dau pe obicei. Să pun un pic de maioneză, nu mult. Să încerc să o învăț. Stați așa să mă spăl pe mine, că nu-mi place. Două secunde revin, n-am curățat masă aici, mai am cojile de cartof, da. Și cu smântână să pun salată. Da. Ignorarea cartofi. Am luat așa maioneză. Ceva de genul. Deci mai aveam acasă, dar era veche. Pun un pic de piper. O să scot să învârt în dovlecele aia, să nu uit. Nu știu dacă am pus sarea. Haideți că începe să prindă culoare salata mea. Opsulea. Du la pune murdară, o pune înapoi. Uitați așa că vreau să mai pun un pic de maioneză. Cam atât ajunge. Bun. Haideți pe partea alta. Doamne, 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 doamne. Hai că mă bag pe TikTok acum. Bine, du-te, Valentine, că nu mă avam la umbri. Du-te, du-te. Când nu ești acolo, ești acolo. Du-te. Urât ce ești. Nu suport cum asta, eu nu știu de la ce se face. Nu, n-am înțeles niciodată. Mă sună cineva, da. Lasă-o, știu. Da, mama are treabă acum. Mama, Ștefio, e un pic. Du-te, joacă-te cu Ștefi, du-te în kinder, dar nu teroriza în kindergartenul tău. Că pică, 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 Ștefi. Hai. Te rog. Uite pipa. Uite pipa. Uite pipa. Mama, mai un pic și termin. Uite pipa. Pipa, pipa. Dar pe bune, i-ați luat televizorul ca să se uite la film și nici cu fata nu stă. Ia? Dar a ocupat televizorul în loc să stea Utile la muzică acolo. Mai zi ceva, că nu mai e ce să spui. Uite, am fost tu. Cine ce a mai zis? Hai că mă bag pe TikTok. Da. Du-te, Valentin, du-te, du-te, du-te. Că de nu... Ți-o face eu felul odată. Pe live-ul cu mine. Mă, nu te prind prea. Gata, salata mea e gata.
Îmi place să te supăr, să văd ce zici. Păi ce vrei, să te înjur acum? Nu să te înjur. Uitați să văd dacă este destul de sărată. Denisa, copilul puțin, te rog. Te ocup de ea, că te-ai înnecat în televizor, mamă. Da. Stai cu fata, dar văd că fata... Hai, urcă. Cum sare? Să nu pun multe, da? Nu, Matilda! Sună pe tata, te-o vezi pe unde e. De pe telefonul tău. Dar nu mi-l adu mie, sună și întreabă pe unde e. Că gata, e gata mâncarea imediat. Mine cremă, știi, se fac până să se spală pe mâine. Oare să mai bag niște cartofi aici? Nu știu cât mănâncă, dar... Știți cum e? Când fac puțin, atunci mănâncă toți. Bine să mă împușc. Cred că mai bag. Un cartof. O jumătate, adică. Dau cartof de aia, stau cei ce mă uit. Să vreți să pun de la distanță, să vedeți ce fac. Să nu uit de dovlecele. Atunci, bine? Ok, numai bine atunci. 10 minute, termin și o cremă, știi, de fiert. Pun pe farfurie și se lavi. Foarte bună ideea asta. Ce mi-a venit în cap astăzi. Adică, na, ajutată de Denisa, ea mi-a dat o variantă și am zis, hai să fac ceva mai altceva, să mănânce și ei. Salută mea. E gata? Să nu vă mai rețin, să mă pun și o să spăl vasele, să nu vă fac zgomot. Hai, fă mai repede când venim cu oamenii. Ei, fii cu minte, iepurilă. Seara frumoasă, dacă îmi închizi, eu sunt. Te-am mulțumesc la fel. Mai două secunde, mai am aici de învârtit și de întors, adică. Hai, fă mai repede când venim cu oamenii. Hai, hei, cu minte, iepurilă. Cu cine vorbești, bă, iepurilă? Da, Mați, da, iubita mea, da. N-ai mai fost de mult la mami în vizită. Mama are purculița asta, mână, pe bune. Ce zici tu? Și azi zici tu, măi, mama, băi. Imediat, mama nu poate, așa, stai puțin. Și cam astea fiind spuse, ce iubita mea? A, 7 like-uri, oie. Unde vrei? Vrea pe geamă. Așează-te frumos acolo. Da, te o țin bine, o țin de aici, de burtă. Stai că te ține mama să nu cazi. Vezi. Semăna iepure sau ce? Ce? Haribo ai văzut? Un gumic și atât, nu mai, te rog, că nu ai voie, ia. Eu ne aude și te fi cam deschis pungă, ne împușcă. Da, acolo nu mai doare nimic. Hei! Lăsi slos? Cane, gumic de rabgezac. Da. Yo. Bla 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 bla, spune-mi asta. Tiny gumi per SN. Bla 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 bla. Tiny gumi. Păi acum au luat Haribo. Uite tanti. De... Ah, încolo. Gata, du-te și ascunde punga. Gata, Raus, nu mai este. Gata, ai în gură. Seara frumoasă.
Nu știu, pe cine s-a lăs mama acolo jos? Ne, că ești lipicioasă! Ha! Ia salut acolo, mama. Nu știu pe ce. Unde e oma? Încolo mergem la oma. Încolo stă oma. Ne mergem încolo departe la oma. Bun, dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc de like-uri, de vizionare. Și vă las, o pun și pe ea pisică. Și ne auzim. Ne auzim, nu știu. Sper să filmez și eu ceva, nu știu. Da, e pisică acolo, da, mi-o. Da. Ne mai auzim pe live-uri, că ești o drăguță, bravo. Seară faină, pa! Bine, la tine cum îți traduce ăla? Cine îți traduce? Bravo. Haide, lasă-mi telefonul lui mama. Spune pa la prietenii noștri. Fă pa. Fă pa, pa. Da, ea face la oameni pe geam. Bun. Vă lăsăm să aveți o seară frumoasă. Uite acum că ne uităm mai mulți oameni. Trebuie să închid. Da, mă duc să-mi văd de treabă. Du-te, vezi pe Ștefi, că Ștefi ar de-a la ea. Fugi, vezi. Și ne auzim. V-am pupat, pa, pa.